Un număr de peste 55 de ore de lucru pe săptămână crește riscul de deces cauzat de bolile cardiace, relevă un studiu al Organizației Mondiale a Sănătății și al Organizației Internaționale a Muncii. Numărul mare de ore lucrate a dus la 745.000 de decese cauzate de atacuri cerebrale și de boli cardiace în 2016, conform estimărilor din raport. Între 2000 și 2016, numărul de decese de boli de inimă cauzate de numărul mare de ore de lucru a crescut cu 42%, iar cel al deceselor de atac cerebral cu 19% mai arată studiul. Nu să nu. Păi, în primul rând, dacă muncești în exces și mult și în continuă, normal că își dăunează. Păi cum, cine a... Vasile Roaită, parcă, a murit cu mâna pe sirenă pentru 8 ore. Și noi acum punem să muncească 14 ore, 16 ore, poate și mai mult. Păi cum? Sigur! Pandemia de COVID-19 a schimbat semnificativ modul în care lucrează multă lume, a spus directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății. Telemunca a devenit normă în multe industrii, iar granițele dintre casă și serviciu dispar deseori, a adăugat el. Ce părere aveți? Munca în exces poate dăuna grav sănătății? Niciodată. Niciodată nu dăunează munca. De lene să moare, nu de muncă. Considerați că tineretul din ziua de azi a lăsat munca deoparte, să zic așa? Nu toți. Nu toți. Mai și muncesc câte unii. Oamenii ăștia de la PNL ne-a mâncat viața. Eu am muncit atât șofer 37 de ani. Și în 2015 am ieșit la pensie și cu regimul ăsta foarte prost iau 9 milioane pensii. Am participat la canal. Am participat atât la Casa Alba, în Cărarocă, cine am făcut la mine. Conform studiului, un număr de cel puțin 55 de ore de lucru pe săptămână este asociat cu un risc estimat de 35% mai mare de atac cerebral și de 17% mai mare de cardiopatie ischemică față de situația cu 30-40 de ore pe săptămână. Analiza mai arată că numărul persoanelor care lucrează mai multe ore este în creștere, fiind în prezent de 9% din populația mondială totală.